Ce faci când cei din jur nu acceptă creșterea ta? Firește că persoanele care erau obișnuite să le dai lor toată energia și atenția ta nu vor fi mulțumite de schimbarea care se produce în tine, de creșterea ta, pentru că nu-i mai hrănești, nu le mai susții lor câmpul electromagnetic și având rana de abandon și de trădare, intră în reacție căutând să te învinovățească. De aici și discuțiile care apar. Nu mă mai iubește, ai schimbat, dar nu cum vroiam eu, pentru că ei vor ca tu să rămâi cum era inițial, focusat pe ei, pe cei din jur. Dacă în loc de ceartă ar veni cu ideea ce pot eu face diferit să-mi fie bine în continuare alături de această persoană, atunci poate ar schimba și ei ceva, ar face schimbările necesare ca să crească și ei. Asta este alegerea lor, nu a ta. Când ambele persoane dintr-o relație aleg să crească simultan, energia relației crește și ea exponențial, deoarece vine din ambele părți. Fiecare își crește câmpul electromagnetic și când se întâlnesc două câmpuri mari, automat energia relației este una puternică. Totuși, nu ai cum să forțezi pe celălalt să crească doar pentru că tu dorești să evoluezi. Și în acest moment ai de pus în balanță. Îl aleg pe celălalt sau mă aleg pe mine? Eu am trecut prin acest proces în trecut. Întâi am ales pe ceilalți. Doar că asta nu mi-a adus mai multă bucurie, din contră. Simțeam că lipsește ceva și nu știam ce. Până mi-am dat seama că eu lipseam din viața mea și atunci am început să mă aleg pe mine întâi. Evident că prin asta am deranjat pe mulți. Încă deranjez. Totuși, acum mă am pe mine ca actor principal al vieții mele și sunt mult mai împăcată așa. Fiecare este răspunzător de propriile alegeri în final. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți transform corpul și viața ca să te bucuri de toate. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Spor în toate cu inspirație!